Doamnelor și domnilor, programul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu continuă tradiția unei oferte culturale la cel mai înalt nivel. În agenda de evenimente din acest an s-a introdus și o nouă secțiune, și anume cea de film. Chiar acum, la orele 16, spectatorii urmăresc Goldfish Game, o producție în regia lui Jean Laurs. La ora 17, iubitorii de teatru pot vedea Noi patru, o piesă în regia Dorinei Chiriac. Iar pentru ora 18, la sinagogă, este programat concertul italian Muzica Îngerilor, regizat de Francesco Angelo. Așadar, cei care au venit la Festivalul Internațional de Teatru Sibiu au la dispoziție o mare varietate de producții, unde pot vedea și compara creativitatea artistică a marilor regizori din întreaga lume. Faust Fantasia, o melodramă după Goethe, regizată de Peter Stein, a fost una dintre cele mai așteptate producții din cadrul festivalului de la Sibiu. Produsă special pentru Bienala de la Hanovra din 2000, piesa a fost jucată și la Sibiu sâmbătă seară. Un alt spectacol așteptat la Festivalul de Teatru din România este Între noi totul e bine, al regizorului polonez Grzegorz Jarzin, unul dintre cei mai premiați oameni de teatru din Europa. Pentru prima dată, festivalul are și o secțiune de film în cadrul căreia sunt proiectate peliculele Undeva la Palilula, regia lui Silviu Purcarete, Acropolis, un performance regizat de Irji Grotowski, Prin gânduri și imagini, un documentar de Liviu Ciulei, și Goldfish Games, regia lui Jan Lovers. Organizatorii așteaptă zilnic peste 60.000 de spectatori. Vremea nefavorabilă a stricat însă unele spectacole de stradă și dispoziția turiștilor. Mi se pare ok. Singura chestie care și-a obiectat-o este că piesele sunt prea faine în același timp și nu poți să vezi, unele nu se repetă. Mi s-a părut foarte interesant spectacolul de ieri de dans japonez, a fost deosebit. Am fost tot la Teatrul Gong în prima seară și am văzut un spectacol la fel inedit, tot legat de teatrul japonez, ceva deosebit într-adevăr. Lucrurile au mers până acum foarte bine, am participat toate spectacolele la care am vrut, am ajuns să luăm și bilete, a fost în regulă, păcat de vreme. Vremea a împiedicat o serie de spectacole de stradă pe care am fi vrut să le vedem. Mi se pare extraordinar și mă bucur că am ajuns să văd festivalul de anul ăsta. E din ce în ce mai bine organizat și am fost până acum la vreo 2 sau 3 piese. De teatru? Da. Și la un spectacol al lui Ștefan Bănică Junior. Am fost la o piesă Între noi totul e bine, din Polonia. Superb, au jucat. Și vreau să văd, mi-am propus să văd în fiecare zi cel puțin o piesă. Pe toată perioada festivalului vor avea loc lansări de carte, spectacole, lectură și conferințe care vor reuni personalități culturale precum John Freeman, George Banu, Ioan Hollander, Nicolae Manolescu și Ian Lowers. Cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu a început vineri 25 mai și se va încheia duminică 3 iunie.